Om are un talent extrem de mare de a se iar lumea înconjurătoare îl ajută. Și dacă știi, de câte ori ne mințim în timpul unei zile și o facem cu atâta plăcere și cu atâta obișnuință încât nici măcar nu constatăm în conștiință că tocmai am mințit. fac o submedenie de cursuri oamenii, fără să facă cunoștință cu tradițiile din care reale, spirituale, autentice, din care acele chiar și exerciții vin minunea se realizează numai atunci când cele două cercuri suprapun. Un cerc se numește știință, maximă știință, neîndurător de realistă știință, și în partea el altă, cercul următor, arta. Și când este două cercuri, știința și arta se suprapun la mijloc, la suprapunerea celor două cercuri apare ceea ce se numește miracol.